Din nou, în direct vânzării record de mașini în Uniunea Europeană, mai multe țări, printre care și România, au exportat cel mai mare număr de autoturisme de până acum, în țări precum Statele Unite, Marea Britanie sau China. Eurostat a publicat datele care arată că Uniunea Europeană a exportat în 2022 autoturisme în valoare de 158 de miliarde de euro. A fost atins un nou record istoric, suma de 150 de miliarde de euro din 2015 fiind depășită cu 8 miliarde de euro. Importurile au ajuns la 62 de miliarde de euro și au rezultat un surplus comercial de 96 miliarde de euro. România are un surplus comercial de 444 milioane de euro, adică 0,6% din exporturile totale. Germania este de 58,5% din exporturile totale fiind urmată de țările Slovacia și Belgia. Autoturismele au reprezentat 12,9% din exporturile totale ale Germaniei. Statele Unite au fost principala destinație de export în 2022 pentru autoturismele produse în Uniune cu 23% din total, urmate de Marea Britanie cu 17%, China cu 15%, Corea de Sud și Elveția ambele cu 5%. Alte 4% din exporturi s-au dus în Japonia și Turcia. Într-o majoritate a statelor membre, importurile de autoturisme au reprezentat mai puțin de 5% din importurile lor totale de bunuri. China și Marea Britanie, ambele cu 15%, au fost principalele țări de origine pentru importurile Uniunii Europene de autoturisme, urmate de Statele Unite cu 14%, Corea de Sud 13%, Japonia 12% sau Turcia 10%. În ultimii 20 de ani, valoarea exporturilor de autoturisme produse în Uniunea Europeană a crescut în medie cu 3,8% pe an, în condițiile în care importurile au ajuns la 4,4%.